Bună! Eu sunt Ela, bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu. Astăzi avem un nou video. Pentru videoul de astăzi am pregătit empties. Va fi unul destul de lung pentru că a trecut o perioadă destul de mare de când nu am mai făcut acest tip de video și s-au strâns multe, foarte multe. Deja dau pe afară, câteva le-am puse și pe masă pentru că nu mai intrau, însă cred că era momentul pentru asta. Înainte de a începe videoul propriu zis, vreau să vă spun că s-ar putea să fim acompaniați de copiii vecinilor de deasupra și am ținut morțiș ca astăzi să mă prezint în fața voastră cu linia de tuș. Așa că am stat 2 ore să-mi realizez linia de tuș. Am încercat o dată cu fard, nu mi-a plăcut, am încercat cu tuș, a ieșit urât, am încercat o dată cu tuș, a ieșit asta bună, asta nu mi-a plăcut, deci am stat mult și bine ca să iasă acest machiaj. Și în final știu că nu este simetric, însă este foarte, foarte bine. Am ceva diferit față de obicei și asta îmi place. Îmi place foarte, foarte mult și îmi place că se asortează cu zâmbetul meu. Așa, să-i dăm bătaie. Nu le-am pus pe categorii pentru că sunt foarte, foarte multe. Am să le iau în mână și am să vă spun despre fiecare ce și cum. Prima cutie pe care am scos-o din ladă este aceasta de pastă de dinți de la Colgate, Max White Sparkle Diamonds. Ce pot să vă spun despre ea este că mie îmi place destul de mult, însă nu prea mă dă pe spate mirosul. Mai departe, am acest spray, se numește Balea Kids Mica Prințesă, spray de descurcat părul. Este un spray foarte, foarte bun pe care îl recomand și să știți că îl folosesc la fiecare spălare pe păr și de fiecare dată când am nevoie să-mi descălci părul și chiar face o treabă foarte, foarte bună. Am terminat și un pachet de absorbante zilnice. Acestea de la Always îmi plac cel mai mult. Sunt singurele pe care le recumpăr. Îmi plac că sunt groase și își fac treaba super, super fain și au și un parfum proaspăt. Mai departe am un gel de duș de la Balea care este cu zmeură și rodie. Acesta mi-a plăcut, însă nu a fost atât de bun ca celelalte care au apărut în favoritele lunii. În sfârșit am terminat șamponul uscat de la Batiste. Eu l-am avut cu miros floral, mi-a plăcut super mult, însă mai mult îmi place varianta originală pe care am uitat să o recumpăr. Astea le arunc pe jos, să vedeți ce scandal fac acum în casă. Mai departe, tot un produs de păr este spray păr bucle de la Langhaar Metken, cred că așa se numește, care mi-a plăcut super, super mult, m-a ajutat cu buclele, însă nu este un produs curly girl pentru că are alcool, din câte țin eu minte. Da, este specificat alcool, dar nu spune în ce cantitate. Mie mi-a plăcut super, super mult și chiar l-am folosit până la ultima picătură. Mai departe, am terminat această loțiune hidratantă cu parfum și extract de cocos de la Balea, care nu mi-a plăcut. Am consumat-o pe toată doar pentru că o aveam cumpărată. Nu mi-a plăcut pentru că era foarte apoasă și lăsa un film alb pe piele. Din această gamă limitată, din vara aceasta, mai este una cu Paradise ceva, care îmi place mai mult decât asta. Nici mirosul nu m-a dat pe spate, deci prefer altele despre care o să vorbim imediat. Tot de la Balea. Aparent sunt fan Balea. Am terminat și acest gel de duș cu ciocolată albă care mi-a plăcut extrem de mult și pe care, din câte mi-aduc eu aminte, l-am prezentat și într-un favoritele lunii. Hai să vă mai arăt tot chestii de la Balea, că sunt tot aici mai deasupra. Am terminat și acest spray de picioare care se numește Balea de o picioare. Sincer, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut din simplu fapt că mirosea ciudat și îmi plac mai mult cele de la Avon. Cred că am unul pe aici prin... Sigur am unul pe aici prin cutie. Acesta este varianta aceea de spray și lăsa în aer așa multe particule și era așa necăcios. Nu. Prefer alea de la Avon. Tot de la Balea. Am terminat și acest săpun de mâini cu lapte și miere, care mi-a plăcut super, super, super mult.
Acum l-am cumpărat pe acela cu ghimbir și lime, însă și acesta este foarte, foarte bun. Eu l-am folosit extrem de mult să mă spăl pe mâini, acesta și cele de la Dove. Că tot vorbeam de spray-ul de picioare de la Avon, l-am terminat pe acesta cu grapefruit și busuioc, care îmi place formula lui, însă mirosul nu-mi place. Nu-mi place mirosul de busuioc. Am recumpărat altele pe care o să le vedeți într-un haul viitor. Și, sincer, eu recomand aceste spray-uri de picioare, folosesc și eu și Claudiu și suntem amândoi mulțumiți. Vă spuneam despre absorbantele acelea silnice, că le folosesc doar pe acelea, dar și varianta acesta am terminat-o. Îmi plac foarte mult că sunt groase și că își fac treaba cum trebuie. Astea au fost 50, acelea cred că erau 100. Am terminat și spray-ul de curățare pentru pensule de la Ebelin, pe care l-am recomandat de 1.100.000 de ori și îl recomand de încă 1.100.000 de ori, până când o să știe toată lumea că este un spray de curățare a pensulelor superb. Când mi se termină unul, sincer, mă duc și mi-au două ca să fiu sigură că mai am. A fost o perioadă în care acesta a dispărut din magazine și nu o găseam niciunde. Bun, sper că astea sunt toate pastele de dinți pe care le-am terminat eu și Claudiu împreună. Eu singură am terminat această pastă de dinți de la Colgate, care este o pastă de dinți normală, da, nu e foarte fancy, doar este bună pentru că, până la urmă, curăță dinții. Împreună am terminat această pastă de dinți Colgate Max White, Whitening Strips Crystal Mint, care mi-a plăcut super, super, cel puțin mie mi-a plăcut extrem de mult, este mai faină decât aceasta. Îmi place mai mult gustul mentolat al acesteia decât al acesteia. Nu știu, asta are un gust și miros ciudat. Și ultima pastă de dinți pe care am terminat-o este aceasta de la Sensodyne, Extra Whitening. Aceasta este pasta de dinți preferată a lui Claudiu și pentru că are dinții foarte, foarte sensibili, am preferat să îi cumpăr cât mai multe din acest fel. O chestie care m-a super dezamăgit. Este vorba de benzile depilatoare cu ceară de la Vit. Sunt 12 benzi depilatoare. Sunt pentru piele sensibilă, corp și picioare. Când am fost în Statele Unite, mi-am cumpărat un astfel de pachet și credeți-mă că m-a ținut o tonă și se aplica super fain și eu le foloseam acestea pe mâini până când am ajuns la acest pachet, care nu mi-a plăcut. Am încercat în toate modurile, m-am roșit, nu știu, nu mi-au plăcut deloc, deloc, deloc și din cauza acestora mi-am cumpărat un aparat de încălziceară și mi-am dat seama că benzinile acestea sunt mult mai scumpe, în primul rând, și mult mai dureroase decât cele pe care le folosesc cu ceara încălzită. Sincer, m-au dezamăgit pentru că, deși mie îmi place crema lor depilatoare extrem de mult, astea m-au lăsat cu un gust amar, cred că mai am una și acolo să rămânem. Pentru că nu mai risc pielea de pe mâini să pățească ceea ce a pățit în ziua aceea. Și deși am folosit aproape toate benzile, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, tot am rămas cu câteva fire mari de păr. Na, nu știu ce să zic, m-au dezamăgit, nu mai vreau să-mi iau așa ceva, nu mai. Nici nu recomand. Vă recomand, în schimb, să vă luați aparat de încălziceară și mergem mai repede. Dacă tot v-am povestit de crema depilatoare de la Vit, am terminat-o și pe aceasta. Eu o folosesc pentru față și tot de la Vit mai am o altfel de cremă sub altă formă pentru partea dorsală. Așa. Când nu-mi place ceva, crema aceea le rezolvă pe toate. Pe asta vă recomand foarte, foarte mult. V-am spus, eu o folosesc pe aceasta pentru piele sensibilă, chiar și pe față. Mai departe, am terminat apa micelară de la Garnier, era aceasta care era Big Mama, avea 700 de mililitri. Este singura apă micelară pe care am recumpărat-o și care niciodată nu m-a dezamăgit. Vă recomand cu super, super mare drag. Nu are ulei, nu are alcool și nu are miros. Este pentru toate tipurile de ten, în special pentru tipurile de ten sensibile. Este pentru față, buze și ochi și zice că nu se clătește. Însă eu vă sfătuiesc să vă spălați pe față după ce folosiți așa ceva, pentru că mai rămâne rezidu de la machiaj, însă o recomand super, super mult și această
dimensiune de 700 de mililitri este cea mai convenabilă. Întotdeauna când cumperi o cantitate mult mai mare, de exemplu 700 de mililitri versus 400 de mililitri, aceasta a avut un preț mult mai bun decât cealaltă de 400 de mililitri. Despre acest ulei de la Bio Oil, deja știați că este în empties, nu am decât cuvinte de laudă, pentru mine a făcut ceea ce trebuie să facă, adică a început să diminueze din vergeturi, îmi place super, super mult și îl folosesc în fiecare seară. Tot pe partea de curățare orală, am terminat și această apă de gură de la Listerine, care nouă ne-a plăcut. Apele de gură de la Listerine sunt super, super faine dacă nu au miros de gumă de mestecat. Ceea ce nouă nu ne place, așa că încercăm să folosim doar cele care au miros mentolat. Dar asta e faină, asta e faină. Bun, mai departe, deodorante am terminat 3, adică aproape 4, dar celălalt mai am și nu vreau să-l includ. Unul care mi-a plăcut foarte, foarte mult și l-am inclus în favoritele lunii este acesta de la Balea, care nu are aluminiu. Îmi plăcea foarte, foarte mult parfumul, nu l-am recumpărat. În schimb, mi-am cumpărat altul, nu de la Balea, ci de la Nivea, care m-a dezamăgit groaznic. Nu știu dacă o să fac un video cu lucruri care m-au dezamăgit sau produse care m-au dezamăgit, însă când ajunge la empties am să vă spun că este groaznic. Nu-l suport, abia aștept să se termine, groaznic. Dar asta a fost foarte, foarte fain și probabil că am să-l recumpăr. De la Nivea îmi place tare, tare mult această gamă care se numește Black and White cu miros fresh. Îmi place toată gama acesta Black and White, mi se pare că Nivea ține cel mai bine transpirația mea sub control. L-am recumpărat, da, cred că l-am recumpărat, dar în altă variantă. Am primit un sfat de la o prietenă să încerc să folosesc deodorant de bărbați, pentru că îi spuneam că am probleme cu transpirația și am folosit acesta de la Dove, Man Care, Invisible Dry, care mie îmi place cel mai mult și este singurul deodorant de bărbați care îmi place și să știți că are efectul dorit, adică miroși bine după el și ține în frâu transpirația super, super bine, mult mai bine decât cele de la Nivea. La capitolul creme de mâini, pentru că am terminat 3, având în vedere că trebuie să ne spălăm mai des pe mâini, trebuie să folosim dezinfectant, mâinile mele se usucă extrem de repede și să știți că se usucă și de la spălatul vaselor, pentru că detergentul este dur, apa este dură, deci ce să zic, pe asta aveam deschisă de ceva timp și am zis că dacă tot am deschis-o de ceva timp, hai să o termin să fie gata. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, însă, cum să zic, este apoasă. Nu a fost ok, nu aș recumpăra-o, dar a fost ok. Ce aș recumpăra, în schimb, este această cremă de la Eveline, care este cu ulei de măsline, pe care am și inclus-o într-un video cu favoritele lunii. Mi-a plăcut super, super mult. Textura e tot, tot, tot. Mai este una cu lapte de capră, pe care probabil că mâine, dacă merg la Kaufland, am să-mi o cumpăr. Că sunt curioasă ce efect are. Însă, în ultima perioadă vreau să vă spun că am devenit foarte obsedată de creme de mâini. Habar n-am de ce, nu știu, pentru că am, poate pentru că am observat că mi se usucă foarte, foarte repede. Am una deschisă în dormitor cu lămâie, care îmi place foarte, foarte mult, însă este foarte spornică și mai am două noi. Și cred că o să mai iau una din asta. Dar vreau să încerc varianta cu lapte de capră, dar asta este super, pe asta vă recomand, cred că este sub 10 lei. E super, 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 super. Dacă aveți nevoie de o hidratare intensă, nu ezitați să vă cumpărați această cremă pe care aș recumpăra-o de 100 de milioane de ori. Însă mi-am cumpărat altele pentru că vreau să testez și altele ca să vin cu opinii. Ultima cremă de mâini este aceasta, care nu se găsește în România. Pe aceasta am avut-o în geantă și am scos-o pentru că e tot așa deschisă de ceva timp și am vrut să o termin. Este o cremă din Germania, nu mă dă pe spate, sincer, mi-a plăcut mai mult cea de la Eveline. Am mai terminat o cremă de corp de la Bath & Body Works cu prune, care mi-a plăcut super, super mult. Dacă aveți ocazia să încercați cremele de la Bath & Body Works, o să vedeți că sunt super, super hidratante și au un miros. Mai am una singură
Una singură mai am, dar până atunci, până să ajung să folosesc pe ea, folosesc altele. Aceea este sigilată, închisă, deci este super, super safe, dar asta mi-a plăcut mult, mult cu miroase. Mai am două creme de corp pe care le-am terminat. Două creme de corp care au ajuns în favoritele lunii. Este vorba despre această cremă de la Johnson's Baby. Cred că v-am mai prezentat-o în Empties pentru că îmi place extrem, extrem de mult. Acum era ofertă, era 12 lei în DM. Este o cremă super, super hidratantă. Este exact ce aveți nevoie. Nu lasă film alb, nu nimic. Și miroase așa de bine. Mie îmi place tare mult mirosul acestei creme. Așa? Și da, vă recomand. Vă recomand și aș mai recumpăra-o dacă nu mi-aș fi cumpărat foarte multe creme de corp între timp. Altă dată. Așa? Altă cremă de corp care a ajuns în favoritele lunii este aceasta de la Nivea. Așa? Nivea Body Souffle cu flori de cireș. Ah! Este o cremă de corp foarte, foarte bună. Mirosul pe care îl oferă. Deci nu există comparație pentru această cremă. Nici cea de la Johnson's Baby nu este atât de bună. Fapt pentru care să vă spun ce am făcut, să vă spun. Atât de mult îmi place această cremă încât mi-am mai cumpărat 4. Patru creme. Am și varianta cu cocos, dar am și varianta cu cireșe, dar să știți că cea cu cocos îmi place un pic mai mult pentru miros, doar pentru miros, dar sunt superbe, vi le recomand. Și stați aproape pentru videoul cu haul-ul de machiaj și skincare și îngrijire, pentru că acolo o să vă dau un pont despre această cremă. Hai să vă mai arăt încă două geluri de duș și apoi terminăm cu partea aceasta de gel de duș. Este vorba de gelul de duș de la Dove, gelul meu de duș ever and ever and ever. Este gelul de duș la care apelez atunci când, nu știu, nu mai suport alt miros, vreau ceva simplu, clasic, întotdeauna revin la acesta și de obicei îmi cumpăr variante de acestea așa super, super mari, însă există și variante mai mici. Ăsta recomand pentru simplu fapt că miroase divin, miroase divin și vă lasă pielea foarte, foarte catifelată. Următorul gel de duș și ultimul pe care îl am în această cutie este unul de la Balea, care a venit în varianta aceasta de spumă, care nu mi-a plăcut. N-am ce să zic, nu mi-a plăcut. Prefer să dau 6 lei pe unul din acela normal decât să dau 7 lei pe unul de ăsta care nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Nu știu de ce nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut textura, nu mi-a plăcut nimic la el. Am terminat această cremă de picioare, adică este gel pentru picioare de la Sien. Mi-a plăcut super, super mult textura, pentru că după ce îl aplicam, intra imediat în piele și picioarele erau foarte, foarte fresh și revigorate, dar o aveam de ceva timp și am spus că trebuie să o termin, așa că am folosit-o. Și una care iarăși mi-a plăcut super mult este aceasta de la Balea, balsam pentru picioare cu unt de shea. Da, cu unt de shea. Asta a fost iar super, super faină și a avut un preț foarte, foarte bun. Am una acum care nu-mi place deloc. Da, Pentru corp am terminat și spray-ul de corp de la Victoria's Secret, acestea cu Dahlia, Moonlight Dahlia, care mi-a plăcut super, super mult și acum l-am început pe acela cu cocos, care îmi place extrem de mult, însă ăsta era mai aparte, pentru că nu mirosea cocos. Cum să vă zic, cremă de corp folosesc cu cocos, spray de corp folosesc cu cocos și ăsta era așa, ceva care ceva care se iasă în evidență, însă sunt foarte mulțumită și celelalte pe care le-am. Dacă aveți ocazia, nu ezitați să cumpărați măcar unul dintre aceste spray-uri de corp să vedeți cât de faine sunt. Recomand și cremele, însă spray-urile de corp sunt super, super faine și foarte practice. Să vă arăt niște mostre de parfum pe care le-am încercat. Am încercat prima dată aceasta de la Calvin Klein Woman, care nu mi-a plăcut. Am primit în comenzile mele de la Douglas și de la Marionaud. Am încercat și Miss Dior de la Dior, mai am o mostră. Mie mi-a plăcut, însă Claudia a spus că este un parfum care nu mi se potrivește. Așa arată mostra, dar este goală. Un parfum care mi-a plăcut super, super mult este acesta de la Kenzo, Kenzo World.
Abia aștept să-l cumpăr. Dacă aveți ocazia, nu ezitați măcar să-l mirosiți, să vedeți ce fain miroase. Asta e de la Claudio, dar vreau să vă spun că este un parfum superb, superb. Deci miroase atât de bine. Este Givenchy Gentleman, așa se numește. Îl recomand cu mare, mare drag. Și tot așa, măcar încercați să-l mirosiți, să vedeți cum miroase. Mai am o singură mostră la care nu am hârtiuța, însă este aceasta de la Yves Saint Laurent. Este Black Opium, este un parfum care mie îmi place foarte, foarte mult. Pe care l-am avut, dar l-aș recumpăra de 11 milioane de ori. Acesta și acela pe care vi l-am arătat în favoritele lunii. Nu mai știu cum se numește. Mă uleai, dar nu știu cum se numește. Din categoria păr, am terminat șamponul acesta de la Schwarzkopf pentru copii. Mi-a plăcut foarte mult, însă după ce m-am vopsit, părul meu a început să fie mai uscat. Nu l-am recumpărat pentru că am nevoie de un șampon care să-mi hrănească foarte, foarte bine părul. Am terminat și acest balsam tot de la Schwarzkopf, care era cu căpșune, banane și chia. Și combinația aceasta pentru mine a funcționat foarte, foarte bine, însă după cum am spus, m-am vopsit și a trebuit să schimb șamponul și balsamul. Momentan nu am găsit unul care să îmi fie foarte, foarte bun. Încă mai caut. Și ultimul lucru de păr este ea zice că este cremă reparatoare pentru păr, însă nu este. Este un leave-in super, super fain cu cremă de avocado, care mi-a plăcut foarte, foarte mult și mai am unul. Cred că jumătate din celălalt. Mi-a plăcut foarte mult, l-am recumpărat și era într-un timp ofertă 11 lei la Carrefour. Am terminat și un exfoliant de acesta pentru față. Este pentru toate tipurile de ten, însă nu m-a dat pe spate. O să încep o rutină nouă de îngrijire a pielii și atunci va trebui să renunț. Mai am unul din care folosesc și am unul pe care folosesc de la Balea, care are alcool și când am să întâlnim pe acelea, am să îmi fac o rutină nouă de îngrijire a tenului. Însă acesta a avut un preț mic, dar nu a făcut ceva care să iasă în evidență. Tot de la Bevol am terminat și această cremă de ochi. Nu am cuvinte. Adică nu am observat nimica. Și am să arunc aceste două creme cu gălbenele. În primul rând, aceasta nu este expirată, însă miroase groaznic. Și, deci ea expiră în 2021, dar miroase groaznic și nu am nevoie de așa ceva. Miroase groaznic și pentru 3 lei cât am dat pe una nouă, ciao! Iar asta, cealaltă mai mare, aceasta miroase încă bine, dar nu știu de când am deschis-o și decât să fac vreo prostie, mai bine o arunc. Am cumpărat una nouă de la farmacie și a fost 3 lei. Aici am doar două cutii de la săpună. Nu știu câte săpunări am terminat de acest fel, însă știți foarte bine despre acestea. Este vorba de Dove, varianta originală, care îmi place mie, și Dove, varianta aceasta cu un deșea, care îmi place lui Claudiu, pe care le-am recomandat și vi le recomand în continuare. Nu știu câte am terminat, sincer, nu știu, vreo 5-6, habar n-am, nu știu. Mai am un singur lucru de față și apoi de ce mi-a pus de make-up. Am terminat și acest ser de la Elmi Plant cu colagen. Mi-a plăcut destul de mult, a fost ok. Nu l-aș mai recumpăra doar pentru că am altele care urmează să le testez și cred că acesta are niște ingrediente care sunt cam dăunătoare pentru ten. Îmi place ambalajul lui pentru că e de sticlă. În sfârșit s-a terminat cutia. Bun, acum vreau să trecem la produsele de machiaj. Ce s-a terminat pe bune, pe bune, adică e gol, este acest creion de sprâncene de la Catrice în nuanța 010 Light. S-a terminat prea repede, habar n-am de ce. Îl recomand, însă s-a terminat foarte repede. Nu știu de ce, habar n-am. Cel de la NYX încă mai am, adică pe cel de la NYX l-am de mai mult timp, asta s-a terminat înainte lui, nu știu. Am să arunc și tușul de la NYX, care se numește Epic Ink Liner, pentru că l-am deschis de foarte mult timp și gata, așa da duhul. Și la fel se întâmplă și cu aceste trei mascara. Acesta este deschis de foarte mult timp. Este un rimel pe care vi l-am recomandat și încă vi-l recomand cu mare, mare drag. Acesta este de la Buxom, Big Tease.
A fost ok, nu-mi plăcea că lăsa reziduri. Și ăsta de la Alt Verde, Push Me Better. Nu. Nu vi-l recomand sub nicio formă. Ultimul lucru pe care l-am terminat sunt aceste dischete demachiante de la Sien, care mie îmi plac super, super mult. Am terminat 3. Deci mie chiar îmi plac foarte mult. Le folosesc pentru demachiere, le folosesc pentru epilare, facială și ce mai fac eu cu ele când mă greșesc, îmi furăt habara, nu știu. Folosesc acestea de fiecare dată când am nevoie. Și mai vreau să vă arăt două lucruri, pentru că atunci când se termină vreau să le arunc, să nu le mai țin o veșnicie în acest coș. Este vorba despre aceste șervețele umede, cred că mai sunt vreo două, trei maxim, de la Bebelino. Le-am cumpărat din Penny și să știți că mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, pentru că sunt mari și sunt foarte umezite. Și aici spune că sunt cu aloe vera, au pH fiziologic și nu au alcool. Sunt testate dermatologic și sunt 80 de bucăți. Le recomand, cred că am dat vreo 2-3 lei, 3 lei, cam așa, pe un astfel de pachet, care e așa grosonar. Și foarte, foarte puțin, adică cam atât. Cam atât. Mai am din acest toner de la Teaser. Eu mi-am luat varianta cu cocos. Așa. Asta nu știu dacă se găsește în România, însă mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Bun. Am terminat. Oare să vă arăt ce am și pe jos? O să vă fac o poză și am să vă pun să vedeți ce am făcut pe jos. Asta a fost tot pentru azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, iar dacă aveți vreo sugestie, nu uitați să lăsați în comentarii. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Mua! Vă pup, toate cele bune. Bye!